Pe 25 septembrie, între orele 11 și 12.30, aproximativ 100 de sindicaliști ai Uniunii Cartel Alfa Maramureș vor picheta instituția prefectului. Vrem să atragem atenția asupra faptului că nu suntem de acord cu suportarea de către angajat a tuturor taxelor. Totodată suntem nemulțumiți de faptul că legea 62 privind dialogul social nu a fost modificată în forma solicitată de Cartel Alfa, a afirmat Florin Hosu, președintele organizației organizației județene. În discuțiile de ieri dintre reprezentanții guvernului și sindicate, s-a convenit ca săptămâna viitoare, în prezența Ministrului Finanțelor, a Ministrului Muncii și a Ministrului Justiției, să se discute dacă se poate realiza transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, inclusiv întreaga protecție socială aferentă. Hosu spune că dacă se va conveni să nu se facă acest transfer, sindicaliștii sunt dispuși să semneze un acord privind salariul minim până în anul 2020. O altă problemă stringentă pentru care sindicaliștii alfa vor picheta instituția prefectului Maramureș este atitudinea abuzivă a unor primari din județ. Hosu acuză unii primari de abuz în serviciu. El a spus că în Buzești, de exemplu, pentru a putea plăti majorările salariale ale angajaților, nu a acordat drepturile bănește ale asistenților personale ai persoanelor cu dizabilități, iar această situație se regăsește parțial și în alte localități, cum ar fi Cicârlău, unde asistenții personali au primit doar o parte din leafă.